Șoferii spun că sunt nevoiți să încalce regulile de circulație. Дороги разбиты, если или ехать по встречке, или ехать по тротуару. Если не будут ремонтировать, то скоро вообще через парк будем ехать. Машина foarte joasă. Gropile sunt foarte adânci. Eu am mers înainte pe gropi, parcă erau mai mici, dar acum și mai adânci încă. Acest lucru provoacă nemulțumirea pietonilor. Foarte suntem indignați, trăim mai alături și când vedem ce se face, e ceva imposibil. Copiii pe aici merg de la grădiniță, de la școală. Здесь были розы, цветочки, все возможные. Все красиво было, удобно. Просто для души, говорю, душа радовалась, когда все. А сейчас вот, в связи с тем, что здесь прорыв постоянно. Autoritățile locale spun că prioritară pentru ei este reparația străzilor pe care circulă transportul public. Nu este o stradă, o artieră principală care este necesită chiar acum, tot este în grafic, va fi reparat în grafic. Singurii care profită de pe urma acestei situații sunt serviciurile auto. Este mai mult și mai mult este din privința drumurilor. Dau un grup foarte mare și mașina vine la parcare și la remont serios. Ia duc cu evacuatorul, ia duc cu buxirul. În acest an, pentru întreținerea și reparația drumurilor, în bugetul municipiului Bălți au fost prevăzute 17 milioane de lei.